Capitolul 14. Cuvântul Domnului spus lui Ieremia în prilejul secetei. Iuda jelește cetățile sunt, cetățile lui sunt pustiite, osomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale. Rușinați și roșii își acoperă capul. Pământul crapă pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii înșelați în nădejdea lor își acoperă capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve, strângând aer ca niște șerpi. Li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne. Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu, care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie. Pentru ce să fii ca un străin în țară?